Lucrările de investiții realizate în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș în perioada 2014-2020, partea programului operațional infrastructură mare intră în linie dreaptă. Beneficiarul Aquatim SA a recepționat deja primele lucrări finalizate și printre acestea se numără și cele realizate în cadrul contractului proiectare și execuție stații tratare Giulvăz, Mașloc, Libling, Sacoșu Turcesc, Tormac. Valoarea finală a contractului de lucrări în urma ajustărilor este de aproape 59 milioane de lei. Investițiile realizate au vizat reabilitarea și extinderea surselor de apă, construirea a 3,916 km de conducte de aducțiune noi de la foraje la stații de tratare și, cel mai important, construirea de stații de tratare cu dotări de ultimă oră, complet automatizate. În urma finalizării contractului, locuitorii celor 5 localități beneficiază de o infrastructură modernă de tratare a apei potabile. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș în perioada 2014-2020 a cărui finanțare se continuă acum din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin programul Dezvoltare Durabilă 2021-2024, are o valoare totală de 239,5 milioane de euro. Obiectivul proiectului vizează dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă și apă uzată în Timișoara și în 81 de localități din județul Timiș.